România nu a putut să treacă de Kazahstan, terenul artificial și arbitrajul s-au constituit în obstacole pe care elevii lui Christoph Daum nu au fost capabili să le depășească. Prestația echipei noastre a fost, cred eu, influențată de suprafața de joc, care este una care nu are ce căuta în fotbalul de mare performanță, după părerea mea. Terenul sintetic este un înlocuitor foarte bun al terenului de antrenament când plouă. Și atât. Dar revenind la prestația echipei, cred că a fost influențată de suprafața de joc și aș spune eu și de maniera de arbitraj, pentru că la acest nivel lucrurile ar trebui să stea cu totul și cu totul altfel. Nu, asta nu scuză cu nimic faptul că n-am reușit să ne impunem în fața celor din Kazahstan. România păstrează șanse importante de calificare, campania este abia la început. Problema este că trei jucători ai naționalei noastre au ieșit șifonați rău din partida cu Kazahstan. Este abia începutul preliminarilor. După trei meciuri putem vorbi deja de o configurație finală, sub nicio formă. Nu, încă vor fi meciuri foarte importante, probabil surprize. Ați văzut replica polonezilor după meciul cu Kazahstan. A fost că sunt bucuroși că au plecat întregi, ceea ce nu-i cazul la noi. Ceea ce a deranjat la reprezentativa tricoloră a fost prudența exagerată din partea secundă a disputei. Elevii lui Daum au așteptat prea mult ca adversarii să comită greșeli.